1000 de like-uri? Când s-a terminat piesa, voi deja ați făcut 1000 de like-uri. Mi-am făcut o webcam mai încet, mai încet, doamne, mai mic, dar cred că o să-mi las cum era de fiecare dată. Adică, pentru că vă plângeți că nu vedeți multe chestii de webcam-ul meu. Nu știu, am problema webcam, ba se vede, ba nu se vede, ba se vede, ba nu se vede, că cam aș pe el de webcam, am zis că mă cumpăr altul. E delay la cameră, n-am niciun delay la cameră. Aveți delay la camera mea? Mm? Ai tu delay la cap, offset. Este urât așa, nu? E delay la... Nu am delay la cameră. Drăguții mei, frumoșii mei. Nu, n-aveți delay. Nu, o să... Data viitoare să fac cu webcam-ul la fel. Drăguții mei, înainte să începem, vreau să dăm și noi un mare raid. Băi, da, un raid de la frumos. La un băiat. Se joacă și el 5M. Și vreau să dăm un dita mai raidu, așa de frumos, cum îl dăm noi, cu mesajul succes. Cu mesajul succes. Vreau să dau raid la băiatul ăsta și să vă abonați la el. Vă rog din tot sufletul. Facem lucrurile astea înainte de live? Adică de roleplay? Facem? Haideți, vă rog din tot sufletul. Dați aici un subscribe la băiatul ăsta. Dați aici, haideți, toată lumea la el aici. Dați toată lumea, dați acolo un subscribe și un like la clipul lui. Toată lumea, deci vreau să vă văd pe toți acolo. Cu mesajul succes, bine? Sunt și eu aici, la el. De ce nu se vede? Ce nu se vede? De ce nu fie cumva foc? Nu se vede. Succes, succes, haideți, toți. Haideți. Haideți. Bă, toată lumea acolo, haideți cu like-uri, multe like-uri. Raidul ăsta, cel mai frumos raid, haideți. Hai. Vă mulțumesc, cu o zi bună în continuare. Nu știu pe ce se joacă. Vezi că așteptăm pe un domn Balaur Marian. Haideți cu 300 de like-uri. What the fuck? 300 de like-uri, haideți. Mamă, raid de la Ița, am înțeles. Haideți, toată lumea, vă rog din tot sufletul. Stai așa, haideți. Dați la băiatul ăsta succes, haideți. Băi, avem raid de la Isa pe... 300 de like-uri strânge și el, strânge? Băi, ce naiba s-a întâmplat, mă, frate? Haideți. Avem 196 de persoane. Băi, haideți. Vă mulțumesc, dacă vreți să mă ajutați și pe mine cu un subscribe acolo și cu... Am înțeles, avem 178 de like-uri. 200. Iza power. Dați acolo, așa, 300, băi, bravo. Vă mulțumesc de raid. Sper că eu te pupăm și noi. Te pupăm și noi și mult succes dorim. Da. Așa, gata, drăguții mei. Înainte să intrăm, vreau să vă spun multe chestii despre server, pentru că mi-a scris aici băiatul ăsta. Mi-a scris aici, deci o să oricum vă arăt și pe live despre ce este vorba, da? Dar mai întâi vreau să spun exact ce mi-a spus băiatul de la server. Am mai făcut live pe serverul Big Games România, aveți IP-ul serverului în descriere și v-aș ruga să intrați și voi pe server. Dar mai întâi vreau să spun ce mi-a spus băiatul despre server, bine? Deci, pe server mai avem și un sistem de tuning din partea mecanicilor. Plus am adăugat și kilometri la mașini. La 5000 de kilometri la mașină, motorul se strică. Deci se strică. Ca să știți, când faceți 5000 de kilometri la mașină, se strică motorul, ați înțeles? Mecanicul poate să facă revizie, poate repara, vă poate tuna mașină și să vă pune suspensii turbo, frâne și așa mai departe. Chestii de gen. Ce se
poate face la o mașină. Plus, pe lângă asta, mai avem un mapping custom creat exact lângă spawn, la tuningul de lângă. Deci vă duceți acolo și vedeți despre ce e vorba, că eu nu o să pot să mă duc fix acolo, dar o să vă arăt oricum niște chestii foarte ok pe server, ceva ce n-am mai văzut până acum nici eu și cred că nici voi. De aici, avem sistem de turf-uri, Plasma Game. Este un fel de paintball, dar este mult, mult, mult mai șmecher. O să mergem și noi acolo să ne jucăm. O să mergem să ne jucăm și noi acolo. Sistemul de mecanici pe care ți l-am prezentat mai sus, scris așa. Sistem de Skanderberg. Deci o să mergem și la Skanderberg. Eu cu Daniela și ne fam, 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 fam acolo. Așa. Acolo avem un mapping custom frumos și dacă mașina ți se strică, este comanda status pentru a vedea statusul mașinii cu revizia, etc. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le vedeți pe server pentru că fondatorul este și developerul serverului. El se ocupă de tot ceea ce înseamnă chestii pe server, tot. El se ocupă cu toate astea, deci singur el se ocupă și vreau să-l felicit pe chestia asta pentru că nu multe persoane poate să facă lucrul ăsta, adică gen să și scripteze, să se ocupe și de partea respectivă a serverului, să se ocupe și de Discord și toate lucrurile astea și pe calea asta vreau să te felicit și să-ți urez succes să-ți urez succes de azi încolo cu serverul. Serverul a mai fost pe el, s-a dat un wipe, deoarece a avut niște probleme, s-a dat wipe. Așa că vă aștept și pe voi pe server. Da, am înțeles, să mă mișc. Așa, s-a dat un wipe pe server și acum toată lumea, gen, sunt jucători noi, așa că puteți să veniți și voi din spate și le luați față la toți. Așa că vă aștept pe server, aveți IP-ul serverului în descriere și haideți să ne jucăm împreună. Bine? Adică nu faceți stream snipe, vă rog frumos, din tot sufletul nu faceți stream snipe. Bun, atunci, bun, haideți să ne jucăm. Moarto, dacă te mai plimbi pe aici, îți mut fața aia, da? Hai, fă noapte bună. Care noapte bună? Ai stat și ai dormit cu noi aici în loc să duci dracu să dormi și tu în altă parte? Doamne sfânt, așa ceva. Poca! Scoală, dracu, dormi în kilos de față cu asta! Mamă, ce pula mea înseamnă asta? Dormi în kilos... 24, 9, 4, 3, 6... 10 ori 10, 9 ori 7, 63, 7 ori 7, 49, 1 ori 7, 7, 0 ori 4, 0. Pa, care 4? Așa. Ce ai fă? Ce dracu ai fă? Vă stab la mulțirii, 5 ori 7, 35. O repet. A, că de știu tot știi, nu? Da, fă, uite, ia, ține asta, țin-o. Nu țin. Nu ții? Nu țin. Arunc-o pe jos. Arunc-o pe jos, că nu te țin. Îmi dai coronavirus. Ce urât te uiți pe doi, mine. 18. 10 ori 2, 20. 9 ori 7, 63. 9 ori 8, 72. 9 ori 9, 81. Da, știe ea, 10, știe 80, ea. 7 ori 8, 56. 6 ori 7, 42. Iată, fă! Ia, lasă aia pe masă, lasă aia pe masă acolo. Lasă aia pe masă și îți spun eu din minte, haide. Ce vrei, mă? Haide. 8 ori 8. Nu cred așa. 64. Dă-r-dă-i. 4. 5 ori 5. 25. 100 ori 100. 1000. Cum vă stare asta 1000? A, 10.000. A, nu e fă pe tabla mulțire așa. Eu știu dacă de la... Da, pe 10.000. 100 ori 1. Ce, om ne da ne... Hai, bună dimineața. 1 ori 1. 1. 1 ori 2. 2. 2 ori 8. Revin imediat. 16. 8 ori 2. 16. 7 ori 8. 56. 8 ori 7. 8 ori 7, 56. Iată mă că știe, firea, dragă. 6 ori 8. Lasă-mă, gata că știe. 6 ori 8. Ce ușoare sunt chestiile astea, adică. 48. Tu n-ai fost, mă, mortule, până acum. Cu lucruri, cu toate astea, da.
Am fost în Los Angeles, m-am brozat din nou. Tu știi că a murit mătă mare? Știe. Da, știu. Știe că a murit, știe. Ce faceți aici? Tabla mulțim. Păi avem bacu astăzi, dar înainte să mergem la bac, mergi și noi să ne distrăm. Aura. Da. Ia pune și miște întrebări de astea. Ce? Ia, se fac blast corp, nu știu. Poți să îmi spui scobar, mulțumesc. Prea donații fain, 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 sunt cei mai tari și legat de hater. Eu zic să nu mai merg, adică... Ce zic, adică... Mersi frumos de donații. Eu sunt foarte calculat, citit. Nu-ți mai fi promovare, te rog frumos. Am 14 ani de acasă. Pitagora, A la a doua plus B la a doua egal C la a doua. Da, asta vrea să fie deșteaptă astăzi, că nu înțeleg. Păi ești un pic de vreau, eu vreau să iau bacul cu notă mare, pentru că dacă iei bacul cu notă mare, te duci la Nevertol de ăla. Never, a? Da, dai tu, fă, ca să te duci la Nevertol. Da, să mă duc să mă distrez. Never băi, Antol de ăla. E Antol și Neversee, fă. A, da, eu mă duc la amândouă, de-aia le-am zis pe amândouă. Voi să-ți pregătiți de bac? Cine, eu? Mai întreb. Eu nici măcar nu trebuie să mă uit acolo când scriu, că sunt prea deștept pentru bacul. Că ești deștept. Ești deștept, adică? Foarte deștept. O știi teorema lui Thales? O știu eu. Da, ia știu eu teorema lui Thales. Da, știu. Zi-o. Ce? Zi-o tu. Nevertold. Eu? Da. Da. Teorema lui Thales, da? Da. Deci, da. Teorema lui Thales asta este așa, deci AD pe DB este egal cu AE pe EC, adică ce vrea să zic asta? Ducem mai întâi într-un triunghi oarecare, ducem o linie mijlocie, înțelegi? Din celălalt capăt al, mă rog, două linii, da? Ducem le unim frumos cu o linie mijlocie, da? Așa, linia mijlocie este la un... O să zic eu mai pe scurt. Ce să zici, mă, tu? Taci. Așa, practic, cu linia aceea mijlocie, aia împarte triunghi în două, înțelegi? Da. Și facem așa AD pe DB, da? Da. O catetă, da? Da, da. Bine, o catetă. Cateta 1. Cateta 1, hai. Danilo, ca să înțelegi mai bine. Zi. Deci, fii atent, teorema lui Thales e așa. O paralelă dusă la una din laturile unui triunghi determină pe celelalte laturi segmente egale. Ca să înțelegi. Da, da, da. Ce, băi? Da. Eu i-am zis mai pe românești. Mai cine trebuie nouă teoremele astea, că nu înțeleg. La cine trebuie? Ia zi teorema lui Pitagora, știți care va? Logic. Ne mă duc să beau apă. Hipotenuză la pătrat este egal cu catetă la a doua plus catetă la a doua. Hipotenuză la pătrat egal cu suma pătratelor catetă. Da, da. Bă, știi teorema cubului? Nu există. Da, mă, te-ai băgat. Formula ecuației de gradul 2, știți care va? Ia cu... O zic eu. Ce să muci? Eu știu, eu știu, eu știu, ecuația de grad 2 e așa. Fă moartă. Da, fă, lasă-mă să auzi și eu, lasă-mă. Ia. Zi fă teorema lui Pitagora. E AX, ecuația de grad 2, poule. Da, formula generală ecuației de grad 2. AX la a doua plus BX plus C egal cu 0. Nu? Așa, da, da, da. Și da. Se calculează. Ia ziceți, mă, băi, ia stăm. Mă lasă-mă să zic! A, da, știți relațiile lui Viet? Eu le știu. Relațiile lui Viet? Da, ce relații v-a avut ăla? Nu știu, fă, că singura relație o ai tu cu Coca, dar nu cred că o să mai fie și nici asta. Ce ai, mă? Ce, mă? De ce, Coca? Ce-ai făcut? Ce? Ce ai făcut? Păi, de ce să nu mai avem o relație? Că tu nu-i bagu și noi loc. Păi mă, nu. Pentru a egal cu 0, pi la mai mare sau egal decât 0, suma ei și produsul real rădăcinilor sunt. E, soluție, egal cu x indice plus x indice 2 egal cu minus b pe a. Ai înțeles, fă? Da. Pe egal cu x indice 1 ori x2 egal cu c pe a. Așa. Plasto, ești înaptă. Eu și prea înaptă. Hai să mergem să ne jucăm mai bine. Ia, fii atent. Ascultați-mă un pic. Cateta care s-o pune unghiului de 30 de grade este egal. Cateta, ce cateta? Ce, mă? Farmacia, catena, ce dracu? Farmacia, cateta, inimii, cateta. Este jumătate din potenus. Hai, fă, lasă-mă, că eu m-am trezit ca să mă disperați voi cu matematica voastră. Lăsați-mă dracu în pace. Ups. Haide, mergem, ce facem? Danilo. Au. Asta pică la bac.
mă auzi? Ce pică? Formula radicalelor descompuși. Formula radicalelor descompuși? Stai să văd acum am aici. Fă, nu te lasă copiuțe la... Dar ce sunt radicali, mă, de ordine? Cum adică? Nu te lasă să fac copiuțe. Uitați-vă așa. Vima! Ce? Ce a zis asta? Radicalii de ordine 3 ce sunt? Radicalii indice 3. Mă, nu mai gata că eu am învățat totul și voi acum am repetat chestiile astea și eu nu mai... Formulele radicali compuși sunt radical. Tot ce zic acum e subradical. A plus radical. Păi dacă citești pe foaie, normal că știi, băi. Am plecat de acolo. Matematică. La foaia. Hai, mă, să mergem. Hai să mergem. Hai să mergem. Hai, mergem. Hai, mergem. Hai, fă, că sunt jocuri noi în oraș. Eu n-am fost să ne vând. Hai, bacul, da, și ți-e seară de jocuri. Normal, trec. Mergem după la bac. Hai, mă, că într-o oră ne jucăm, vedem noi ce facem. Luăm bacul. Oricum nu-l iei. Stai cu mine în spate. Iar am mașinile astea așa. Ia-o și tanțu, ia-o și pe tanțu. Împăr bagaj. A, ce te fac eu, mă? Iar sunt mașina, mai mașinile. Câte dracu stai, am pășit. Da, merge, du-te împăr bagaj, hai. Dați-vă jos să intre împăr bagaj. Hai, fă, iar intri împăr bagaj. Hai, fă, iar mă băgați împăr bagaj, puteri ce dracu, amuște, moarte. Hai, că mi-era să fie frumos, că am băgat deodorant. Hai, bagă-te acolo. Haide. N-ai fost deschid împăr bagajul. Haide. Treci. Hai, fă, că-i dă, a, așa, în sfârșit, doamne, nu știe să dea nici cu degetul. Poți să ascult muzica în porbagaj? Nu, eu nu muzică. Poți. Fă, dă-te. Aolo, iartă, m-am uitat că e mortul ăsta cu noi. Băi. Ai, că da. Care e mort? Tu. Aolo, te-ai pus tu aici. Mario, radical, mulțumesc frumos pentru donație de bun. Radical, A plus, radical, nu, lasă să repete. Radical, A plus. Bă, mă încurcați. Bine, mă repet acolo. 8, 7, 5, nu pot acum, duțule, este un bug vizual lucrul ăsta. Dam lag. Unde trebuie de să mergem? Lag, da? Aici yes. Am lag, mă rog. Tu dă bacalaureat. Nu, nu, ai zis că vrea să mergem să facem Scanderberg sau așa. Da, da, mergem să facem Scanderberg și păi apoi... unde? E acolo la... Am înțeles că plecarea cu mașini. Acolo. Unde? Vă, vezi că s-a dorm în nițel în păr bagaj, că mi-am pus pe împăr și ei, bună, că spune să o frână, să te bag prin bancheta. Oh, ușor, mă, mamă. Ușor, te rog. Mamă, iartă-mă. Ușor, firel, da. Trecu. Mă uitam în oglindă să văd ce face proastea aia înăuntru. Trebuie să dau un ricole. Păi dai cu să mă vezi tâmpit-o, dracu. De spun o frână, te bag prin bancheta, fă, taci. Am văzut donații, am văzut, am citit-o. Gata. Da, bine, dracu, du-te, dracu, stai acum, am dat cu capul de... Aveți IP-ul serverului în descriere. Nu de rezervă, e sub tine, proastul care ești. Urmea la care se uita în oglinde să mă vadă pe mine păr bagaj. Stai, mă, ușor. Merge prin locul drumului. Unde, aici? Aici. O băgăm în spate, că n-am chef de ăștia. Păi n-avem cum, aici trebuie să stau. Aici da, că prima oară vreau eu cu David, mă. Nu, prima oară eu cu Daniela. Da-te de aici. Hai, fă, dai, stai puțin să mă antrenez, stai să-mi fac stai exerciții. Stai să vedeți acum. Am citit donația prin Super Chat. Dai, fă, hai, să mă încălzesc. Haide. Poca. Hai. Nu, lăsați-ne pe noi. Bine, gata. Și, gata, fă. Așa, hai. Care câștigă ce primește? 100 de euro, pariu pe 100 de euro, să faci cancer în pizdă, dă-mi dai 100 de euro. Eu cu unghiile astea trebuie să tastez. Hai. Fii atentă. Ia zi. Dacă eu câștig. Așa. Îmi spui cea mai frumoasă declarație pe care așa poți tu să-mi o spui vreodată cu numai cu despre dragoste și toate da astea. Tu dacă câștigi, faci ce vrei cu mine astăzi. 100 de euro, nu îmi dai 100 de euro. Să fii ca numai la bani ți-e gândul. 100 de euro. Hai 50 că ne cunoaștem. Putuți morți din cap. Hai te fă bab. Idiot. Păi să scrie Pornhub. M-am blocat. N-am ce să-i fac. Hai, fă, haide. 100 de euro, da? Hai. 3, 2, 1 și... Haide, fă, ce faci, fă? Ia dracului! Da, nesimțită, nesimțită, puțită! Dați-vă, mă, la partea din față.
Scuze. Dar ce crezi că o las? Apucat să vezi. Puta de euro, ai pe panul meu, fafiria dracului, fafita de fisică sau revolut, ce vrei. Nu o las, nu te las, nu te las, nu, 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 fate, firea dracului. Aștept să-mi dai banii pe revolut. Degeaba dacă n-ai mers. Nu, fac. Ia, puta nenorocită. 50 de euro, da, fă? Hai, firea dracu să fii. Cum, cum mă bag? Hai. Ei, și apeși toate, hai. Hai. Hai mă și voi, hai să vă văd. De ce sunteți în stare, ia. Bag mâna în focă, poca o să câștige. Bag mâna în focă, poca, dacă o să câștige. Dacă nu câștigi, David, dacă nu mai dau câștigi, pizdă în viața ta. Divorț, toate postele ta pe Instagram, de pe tot. În viața ta nu-ți mai dau pizdă. Tot. Nimic nu-ți mai dau dacă nu câștigi. Ce dracu faceți aici, mă? Nu-ți mai dau pizdă în viața ta dacă nu câștigi. Hai. Davide, eu văd că te cam bate, vezi cum să câștigi pe acolo. Pe cine puneți barul, pe David sau pe Poca? Hmm? Hai. Hai, gata, nu mai. Hai zic, iubirea mea, hai zic. Tot nu-ți dau pizdă. Pentru cine vă bate? Nu contează. Mă. A câștigat Poca, mă. Hai! Ce faci? Hai să mergem, haide! Hai, stai un pic să mă flexez, iubirea mea, nu mă pic. Ia vreau un coace din nou, hai! Hai, fă-ți o scristenița, mă, hai! Ia hai, ia, mă, hai, mă, cu mine, ia, hai, cu mine, hai! Maaa! Fii atent! Fulio! Fii atent! Dacă eu câștig, faci ce, ce vreau eu timp de o săptămână, dar tot ce vreau eu, eu comentez! Ai înțeles? Timp de o săptămână! Și dacă câștigi, tu zici ce fac, zi, hai! Fac ce vrei tu sau zi, hai. Nu știu, nu vreau nimic. Vezi, iubirea nu vrei nimic, de bine. Da-s mândră rău de tot. Mamă. Aici luptă stres. Luptă stres. Mă. Vezi, nu te cași pe tine. Bum, bă! Mamă, te bate, serios că te bate Daniela, mă? Hai Danela, hai Danela, hai Danela. Hai ca să moară copiii mei, ești la picioarele mele. Hai Danela, haide, haide. Haide, 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 haide. Se vede căcatul la cur. Haide, 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 haide. Hai, dă-i, dă-i, dă-i. Hai că sunt cu ochii pe voi. Mamă, ești ușor copile, ești ușor, ești ușor, ești ușor. A bătut femeia. Te-ai făcut de râs. Deci o săptămână, timp de o săptămână ești la picioarele mele, înțeles? E martoră toată lumea să dai aici. Clar. Am văzut să mor. Gata. Haide. Hai să ne jucăm la ăla, hai. Hai. Să te joci cu pula. Auzi, fata? Auzi, da, da, da. Cum te cheamă? Sunt Tereza, fă. Firea dracu, tu nu dai bacul astăzi? Mamă, uite și pe ăsta. Bă, cum dracu? Tu nu știu unde să dă, nu știu unde să dă bacul, fă. Băi, ce proastă e asta, asta nu vine la bac, fă, Tereza asta. Nu vii, fă, la bac. Ba da, fă. Păi du-te la bac. Păi nu știu unde e. Sună pe Laura. Sună pe Laura, că zice ea. Nu iau numărul, nu știu unde, nu știu care e numărul ei. Duceți-vă, fă, că-i zic eu, duceți-vă. Băga mea și pula la avut-o, ce-mi fa-mi la bătidor, fa la pulibele, e ce-mi fa-mi la bătidor. Mă abțin. Mă abțin, mai vrea să-mi fac nervi. Mulțumesc frumos pentru abonare. Strângeți-ne 1600 de like-uri. Gata? Da, iubirea mea, haide. Haide. Unde este? Mașina, mașina, unde e mașina? Care mașina? Aici, mașina. Fă, asta s-a băgat în... Asta a rămas aici, fă. Fă, tanțo. Tanța. Ce vrei, fă? Ai rămas aici, fă. Da. Dar vorbește mai tare. M-au lăsat ăștia în porbagaj. Fă, schimbă pe alt. Dă-te pe tare. M-au lăsat ăștia în porbagaj, fă. Asta și-am pus ca proasta pe aici. Unde e ăla? Unde e ăla? Ăla? La plasma, da. Fă, da, am deschis și eu puțin porbagajul că nu mai am aer. Da, fă. Nu fă, că nu pot. Simt că mă sufoc.
Stai așa să mă duc să întreb unde e plasma. Ce plasma fă? Le cumpărăm plasma? Da. Gata, gata, am găsit, gata. Le cumpărăm plasma? Da, da, le cumpărăm plasma. Da, 4K plasma. Da, 8 de aia? Da, 8. Hai, ușor, ce? Ușor, ușor, ușor. Mamă, da, mamă, mamă, mamă. Babu de-l vedeți la mașină este un bug vizual. Ați înțeles? L-am eu. Asta te uiți la filme porno cu gay. Lugu, lugu. Ce? Ba da, ce? Ți-a ba zis. Da. Băi, băiatule, o săptămână faci ce zic eu. Da, da, da. Gata. Păi faci ce spunem noi, adică ia. Nu, că nu. Care și noi, dacă mă, nu hai, hai. Dacă nu-ți dai drumul, te tai cu cuțitul, pop. Mă, ce, bă? Ce? Lugu-lugu. Ce-ai zis? Lugu-lugu. Și bă, mă, pui să uite la filmul porno cu transgender. Taci din gură. Uite aici, fă. Aici, aici este plasma... Plasma gay. Am, fă, unde dracu-i plasma? Aici, fă, antrenați, vă, jucați, vă, jucați. Păi cum, dă-mă jos? Deschidem păr bagajul. Așa. Așa, mulțumesc foarte mult! Aaaa, unde-i fă? Eu fac, eu fac, eu fac! Bine, fă, tu gata, gata! Fă, vreau așa să-și eu! Dar nu suntem echipe echilibrate! Ce dacă fetele cu fetele, băieți cu băieți? Da! Poză, bă! Numele camerei, o să pun Pizda Bela. Noi suntem la albastru, fă, nu la roșu. Poză, mereu! Plenul de echipă. 3. Numărul de runde? Hai, fai, făcut ceva? Punem 3 runde. Deci asta trebuie să faceți, vă puneți, mă rog, ați văzut la mine, deci v-am dat așa un exemplu ce cum trebuie să faceți. Bagă, fă 5 runde. Hai, băgăm 5 runde, da? Hai, deci 5 runde. Dați vă validează aici, după care vă duceți la o cameră, o la roșu, o la albastru. Așa, stați că nu e chat-ul, nu văd de chat. Intră Iza așa în cameră și dați după aia vă alegeți albastru. Haide. Și haide. Începe jocul. O, da. Începem jocul și uitați cum suntem îmbrăcate. Ia uitați cum suntem, este super mișto. Deci aveți IP-ul server unde scrie dacă vreți să încercați și voi. Este super mișto. Dar că nu știu unde sunt astea, de ce sunt aici? Ele de ce nu sunt aici? Fă! Ca? Ce-am făcut, mă? Stai să ies, că nu știu ce-am făcut. Nu cred că merge. Stați așa că nu știu ce-am făcut. Leave game. Eu n-am avut timp să intre. Dacă ești proastă! Unde ești? Unde dracului sunteți? Fuga nu este o soluție. Nu mai pot. Ieșiți dracului de acolo. Ieșiți de acolo. Dai un fel de... Paintball, dar e mult mai funny. E funny rău de tot. Stați așa ca să termine ei rundele, după aia facem din nou. Adică ar trebui să iasă, că na. Deci cum intru? Mm? Cum intru? Trebuie să fiți mai mulți. Ah. Trebuie să fiți mai mulți. Am înțeles. E un fel de laser, cu laserul, de pic, 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 cum este în mall, știți? De vă bateți acolo ca la CS. E super mișto, m-am jucat și eu astăzi. Stai puțin, dă mașină aici, că nu mai poți să intre. Haideți, mă, ce faceți? Nu știu ce ai făcut sau ce-au făcut. Cum e că ai... Să iasă, să iasă să ne jucăm. Famo isto! Hai! Unde dracu am intrat noi? Ce-am făcut noi? Nu știu, eu am zis la albastru. Gata, fă, m-au prins. M-am zis la roșu. De ce v-a zis la roșu, că nu este la albastru? Am uitat! Dar noi nu ne vedeam, gen. Păi da, pentru că erați în lumea aia, mai dat. Deci hai să fac din nou, cât suntem aici? Hai să vedem cât suntem. Fă. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suntem 6, da? 3 cu 3. Haide, 3 cu 3. Sunt, stați-vă ăștia aici. Ăsta cine e? Eu. Nu știu, vine cu voi, hai. Nu-ți la albastru. Nu, că nu, că ăsta o să ne împuște. La albastru, la albastru, la albastru. Fă, e una care arată ca tine, fă. Hai, cred că nu, eu cred că știu că e altceva aia. A, e, da, e, e, e. Este, nu? E, cred că e. Hacker, da. Fă? E, e, e. A, nu. Ba, da, e. Da, haideți. A, da. Albastru? Albastru. Ai intrat, bă? Am intrat la albastru. Și eu. Așa, lugul, lugul.
Așa, dracu. Așa, dracu. Ia te face sexy suntem. Da, suntem sexy rău, haide. Da-ți-vă nu mai vorbiți, nu mai vorbiți. Hai, Poca, vin la mama, Poca. Pofa! Hai, fă, tâmpit-o, că stai eu! Că ești proastă. Unde sunt ăștia, mă? Poca! Poca! Nu găsesc pe Poca! Sunt cu Coca în echipă. Ce proastă ești, firea dracu de proastă! Uite cât de proastă e aia! Fă, ne-a dat nouă, ne-a omorât pe noi, nu? Da, e proastă rău asta! Așa mi-a făcut și mie. Doamne, să vezi ce fac la asta când o prind. Firea dracu de proastă, ești proastă. Firea dracu de proastă. Nu mai omor. Nu mai omor. Păi nu mai puteți să ne mișcă, ne-a omorât acum, trebuie să termine asta meciul. Da, păi cu cine asta mă să mă omoare? Doamne, cât de proastă e. E proastă rău, Daniela. Aveți IP-ul serverului în descriere. Te rog frumos să te duci să te îmbrăci dacă se poate. Ah. Donați. Ah! Fă, dar îmi place masca asta la nebunie, să-mi bat picioarele. Păi am altfel. Da, dar mi-e mișto. Da, zici că ți-ai pus CD-uri la gură. Da, e mișto. Du-te, dracu de urâtă. Omoară-mă! Omoară-mă! Ce dracu fac ăștia, mă? Ce faci, Laru? Bună, Cristina! Fă, du-ne la ușă, ia-ne-n brațe și du-ne la ușă! La ușă? Da, du-ne la ușă! Ia, fă, hackerule! A, m-am blocat! Păi am pierdut, așteaptă! Nu știu ce, a apărut hackerul ăsta și a stricat tot. What the fuck? Nu! Ăștia-s hackeri. Bă, aia unde? Stai, mă, stai. Stai că ies. Ieșiți. Dar eu văd, fă, astea aici. Da, ta fam ieșit. Haideți de aici, haideți. Hacker, uite hackerul. Haideți. Hackerul. Hai că întârziem la școală. Sunt hacker aici. Hacker, uite-l aici, hackerul. Hacker. Hai, fai, că dau și-o bacul. Vreau și eu, cu da și iau. Care tu mă ești, tu bacu? Duceți-vă cu mașina voastră. Ai de fă, da, nu vezi că avem mașină, dracu? Și eu am mașină, nu vezi? Ia uite, de bogați. Hai, fă, dădeți-vă jos, muistelor. Dați-vă jos să intre curva asta penală. Hai, pana... Secretul femeilor independente. Să mă dărui secretul femeilor independente, ia uite-l fă. Haide, fă, ieși odată, intră. Haide, fă, intră, dracu, azi. Păi vreau și eu să fiu de mai multe ori. Haide, mă, dracu. Eu zic că e fraierul ăsta de aici. Nici nu vorbește ăsta. Nu știu. Nici nu vorbește. Hai, intră odată. Ancer. Intră la aia frig, la folancă. Hacker. La bac? Ne-am distrat destul, hai la bac. Hai la bac. Mai, că deja am mutat tabla, mă țire să mă. Unde zicem bacul? Să stai cu mine în bancă, iubire. Mamă, nu, eu stau cu Daniela. Nu, tu ia stă cu mine, că voi doi stați. Păi cum? Păi să poate copiem. Da, nu. Nu, mă, eu stau cu Daniela. Tu stai cu David. Ce să zici bou ăsta, nu? Mm? E, nu. E sigură că vrei așa? Da, normal! Ok, nu, l-am zis. Bine, dacă vrei vezi toate. Danilo, 7-8. 56. Elisica, mulțumesc din tot sufletul și eu vă pup. Andrei și Alex, vă pup din tot sufletul. Vă pup, mulțumesc din tot sufletul. Să dau bacul, jur, în sfârșit. Da, dar tu de ce ne-ai dat până acum? Ușor, mă, dar te-am rugat. Bă! Poliția, mă, băi, frate. S-o fă, că nu e cu noi. Gata, ne-a luat. Gata, mă, ne-a urmăresc ce poliția. Fă, vine poliția, fă, ia uite și pe asta.
Mamă. Ia uite, fă, că s-au venit la examen. Mamă, stai. Mamă. Nu noi. Au plecat, sunt încolo, s-au dus înainte. Au fugit. Da, am altă întrebare, ce căutați aici în spatele secției? Dăm bacul aici. Poftim? Dăm bacul, domnule, bacul. Bacul se dă două străzi mai încolo. Nu se dă aici bacul. Aici ne-au spus. Fericit, succes și multe pixuri. Hai să mergem de la Uber, fă. Da, ne-a dorit să picăm bacul. Fă, aveam pistolul, mă, dar și nu știu de unde. Lasă-mi. La revedere. Mama. Nu. Eu stau în ultima bancă. Nu pot. Fă, unde dracu stăm și noi? Nu pot. Eu nu pot. Te-ți dau reloc. Da, să intre moarta aia. Stați un pic că dau reloc, au venit hackerii. Nu-i șters, am pus muzica pe mod. Stați puțin așa. A venit domnul hacker. Vă iubi dubi. Intrăm înapoi. E enervant rău de tot, credeți-mă pe mine. Mamă, câte pizda pe la... Da, să ne simțiți. Așa a făcut și ieri pe live-ul lui Danela. Hatcher! Sunt în top și vor doar să mă atace. Sunt în top, se opti că nu le place. Știu cine ești, deși ai nu te mai preface. Uită-te la mine să-ți arăt eu cum se face. Sunt în top și vor doar să mă atace. Sunt în top, se opti că nu le place. Știu cine ești, deși ai nu te mai preface. E un bug vizual. De aia să văd mașinile așa. Nu s-a întâmplat. Nu, ce căută? Nu. Nu-mi dai să copiez? Doamnă. Fă, unde ești? Domnul. Asta mănâncă semințe, sparge. Nu te dracu, poate sparge semințe. Asta mănâncă semințe, ușor, ușor cu semințele, vă rog frumos. Mă scuzați că am întârziat, m-am făcut. Da, nu-i problemă. Haide, fă, stai lângă mine o dată, n-ai scuzați că am întârziat. Stai o dată jos. Nu te dracu. Cum bagați-aș cu la gură? Dă la uro mai tare ăla, că nu te auzi. Al. Iubire, mă auzi? Gata, te aud, da. Succes. Ba. Ia auzi, coca-i durează succesul, gagica, sau ăla al meu nimic. Al soția ce să-ți bagi în băț, în cul. Ne-am pus să copiem. Mai ușor în spate. Ce vreau să vin la examen. Ia uite-le și pe panaramile astea. Ușor. Ai renoravelor. Vorbiți părând sau vorbiți în șoaptă, să nu vă... Colega din spate m-a ajut și pe mine că n-am învățat nimic să mor eu. Pun foile în față și dați voi în spate, bine? Bine, dăm foile. Ionelă, tu ești fă? Taci, fă, da. Fă, da. Haideți, mă, și fă, da, mă aud. Sper că aveți pixuri, că dacă n-aveți... Doamna, n-avem pixuri! N-avem, dați-ne. Dă-le de acolo, vezi că e pe lângă calcarul. Iubire, dacă vrei să dai eu pix, că am luat acasă. Ai luat pix? Am un caltaboș la mine. Da, am luat 3 pix. Hai că trebuie să pregătesc ca o... Da, în caltaboș. Trebuie să pregătesc arătătorul. Hai, domnule, mașină. Da, stai să văd dacă... Are ceva dacă scriu cu creionul? Da. N-ai voie să scriu cu creionul. Are ceva dacă scriu cu pix, dă la verde. Dă un pix. Davide. Nu. Știu cu mine numai ce discutat în momentul ăsta. Danelo! Gigi! Da. Hai că să-ți dau și ție. Dă și mie un pix așa, da. Că zice că mi-e prea prost. Da? Să-mi dai și mie un pix, drăguțu. Doamna profesoară, îmi dai și mie un pix, vă rog. Poftim. Da, uite-l pe mersi, mersi. Nu mai am, decât am adus 4 pentru noi 4. Mersi, da, mersi. Foarte bine. Măcar tu să-mi aduci dacă ăla nu mi-aduce mâncat, da, de arcancer. Da, ăla, vorbești și cu mine cu ăla, da. Domnul profesor, mă scuzați, n-am vrut. Nu-i problemă. Ia frățiorul. Ia fost scrie pixul ăsta. Aveți tot ce vă trebuie? Aveți tot ce vă trebuie. Da. Bă, Coca, nu scrie pixul, ce dracu. Aveți trusă geometrică ceva? L-am luat de acolo, de la noi, de la birou. Să-ți bag pula în gât, că mai întâi. Așa. Ia stai, fă, să văd eu dacă scrie. Aveți tot ce vă trebuie? Da, aveți voi, deci o să facem o regulă. Și de fapt mai mult. Ce scrie, uite, fă, că scrie. Hai să le spunem regulile. Da. Așezați-vă, luați-vă fiecare cât un loc aici. Eu nu stau jos. De ce nu stai jos, domnicior? Am hemoroizi. Condoleante.
Domnul profesor, vorbiți frumos, vă rog. Da. Haideți să le spunem regulile. Da. Da, ziceți regulile. Bun, prima regulă. N-aveți voie să întoarceți privirea la colegii dumneavoastră. Aha. În stânga sau în dreapta, nu contează unde. Ne uităm ca caii drepti. N-aveți voie să copiați. A doua regulă. Caii se uită într-o parte, fă. N-aveți voie să șușotiți sau așa, că să aveți concentrare maximă. Domnul da, profesor? Da. Fă, mă, dai jos. Vă dați de dumneavoastră, domnul, dar cum vă cheamă? Pe mine? Fă! Mă cheamă ce? Mane. Am uitat teorema lui Pitagora. Mane să fie mane și să citești de mane, dar în fine. Am uitat și tabla mulțirii. Jocurile mătii să sută asta și uite-o pe asta să urcă pe masă, drept. Doamne. Ușor cu tocurile alea când faci gaură în mesele alea. Domnul profesor? Da. Vă rog frumos să săriți că aveți o gumă pe picioare. Pătrărat, mă, rat. Eu nu înțeleg ce mănâncă căcat mâncai acolo. Tu de ce mănânci bani din porii, mă? Pentru că sunt gogoși aici pe masă. Aolo, un firar și al vrecul de mâncă. Așa, așa. În fine. Mâncați-le prea încet, că nu le mai băgăm. Mi-a luat prea frumos. Haide, mă, vorbiți pe rând, că nu mai înțeleg nimic. Mamă, ce bun i-am prins. Așa, liniște în sală. Haideți. Mi-e frig. Îmbracă-te. Ziceți, domnule. Aveți subiectele fiecare în față? Da. 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 Bun. Haideți, ce sale? Haideți, numele, colțul drept, acolo frumos. Așa, așa, hai scrieți tot. Scrieți-vă numele. Scrieți-vă numele. Da, unde faci alea. Și data, dar... În ce zi suntem astăzi? Da, n-aveți voie să poftă mănânc. Suntem joi, domn profesor, pe data de 23 azi. Corect. Nu pot să mă concentrez pentru că colega mea amestecă gumă. Nu-ți convine schimb sala, bă, hai. Ia! Bă, ia vezi cum vorbești, mă. Păi cum adică schimb sala, bă? Păi asta amestecă, nu-i mă rog frumos, mai încet aici. Asta de lângă mine amestecă gumă. Care-i? Asta cu părul. Dă-te ce, că am arătătorul în față. Numai o secundă. Prăjina asta de lângă mine. Mamă, dar urâtă e asta, frate, din dreapta. Urâtă rău de tot. Cotobârnița asta de lângă mine. Așa, domn profesor, am scris numele, data, ce mai copii? Ia, zice, colegă. Liniște, că vreau să mă concentrez, gata. Lăsați doamnă, frumoșoară să concentreze, păi ce dracului? După ce am scris numele și alta, puteți să începe să faceți subiectele. Așa. Da, fă. Și trebuie să scrie ce clasă sunteți acolo, frumos. Suntem a 12, domn profesor, ce clasă? La care, ABC? Care, ABC? Eu cu iubita mea și cu Danela și cu frățiorul meu suntem clasă. Și pe mine de ce nu știu? Hai, îți dau scuze. Bine să scrie acolo, bine că suntem 15. Da, fă. Zi-mi și mie la subiectul 1, că eu habar n-am nimic. Și și vă înțeles fiecare e la ce dați bacul. Eu m-am blocat la numele 2. Domnul profesor, sigur că da. Domnul profesor! Eu! Dacă mă cheamă Daniela Spintecătoarea cu A, să pâine tăie cu A, scriu și eu sau nu-l scriu? Păi trebuie să-l scrii, cred. Domn profesor! Picăciulă de aia, fă! Agresiv! În sus sau în jos? În sus, drept! Dacă aveți întrebări, puteți să ne întrebați. Am eu o întrebare. Doamna! Ia zi. Ce sale subiecte? Aveți cumva un pic roși că vreau să subliniez, mi-e doar să subliniez. N-ai voie, din păcate, la bază subliniez. Subiect și predicat sau ce mai știu. Doamna profesoră, mă auziți? N-ai voie. Ia zi. Mai puteți să-mi dați și mie o foaie, dacă vă rog. Da, mai vă dau. Fui, eu nici n-am ce fost. Așa, a completat prima foaie și eu nici n-am scris. Vreau și eu încă foaie. Eu vă zic să faceți liniște și domn să începem ușor. Aveți o foaie că am greșit aici, am zmângat. Aveți o ciornă că n-am ciornă, nu i-ați dat ciornă. Alo, liniște. Ciornă! Mulțumim, doamna profesor. Unde este mă aici? Îmi dai odată ciornă aia sau? Nici la stână nu eram așa. Hai, fă că oricum nu știi să scrii minusurile ce vei ce. Faci cancerabilă, să avem o oră, deci avem așa. Că știu tabla mulțirii, adunarea, scăderea, împărțirea, teorema lui Tales, a lui Pitagora și știu și... Ușor. Știu și teorema lui Timi. Așa fă, dată ciorna. Măi, că poți să că nu știu nimica. Te pup. Și eu te pup. Așa. Aolo, fă, e dat să-și facă lucruri pastește. Doamna profesoră. Mamă, mai scris foarte mult că mă simt. Mai puteți să-mi dați două ciorne, vă rog. Vă rog, domnișoare, că n-a s-o dreacu, că niciuna ce-am două ciorne. Ia dați-mi, domnul, și mie patru ciorne.
Pentru ce? Domnișoarele de spate, m-auziți? Voi, dacă nu aveți nevoie de ele. Dați-mi și mie, dați-mi și mie. Așa, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Domnișoarele din spate, să-mi ziceți mie ce am în mână. Am o întrebare. Nu știu, dar nu aveți ciorni, am cerut ciorni, nu. Ciorni, acum să rezolvă. Patru ciorni. Am o întrebare. Patru ciorni, ei veni. Băi, da, dar ăla, Boca scrie prea puțin. Doamna, așa, ia de aici. La baie. Bine, luați ciornile de aici, fetele. Doamna, doamna, noi dăm bacul la română. Mulțumim, ciorni, mulțumim, ciorni, ciorni. Domnul profesor, doamna profesoră. Imediat. Ia. Mama, da, e gălăgie și nu pot să mă concentrez. Mă, da, puteți să vă gândiți. Ce fă? Ce să-ți iară făție? Fă-i atași de acolo în gură. Doamna, se ceară să fii. Fă-te mașin curat, da, du-te, drag. Fă, te vin să te piști, să te ajut și mi-ai să te ai copiuță. Unde mi-ai copiuță, mă? Unde mi-ai copiuță? Am închisă copiuța, fă-ți iară. Mi-ai copiuță, mă? Unde este aici? Ai jungla, ai jungla. Așa și la mea, da, și coala, fă. Păi dai ciornele, uite ciornele aici. Ciorna, da, ciorna, ciorna, da. Doamna profesor. Eu v-am cerut foi de examen, nu ciorna, domne. Ascultați-vă aici, uitați-vă aici că reclamă o greșeală din partea ministerului. Vedeți aici, domn profesor, uitați-vă la subiectul 3, da? Pe partea asta, la subiect, vedeți aici, uitați unde încercuiesc eu. Bă. Uitați, aici, fii atent, domn profesor, nu există radical din minus 2, nu există. E greșeală de tipar de la ei. Băi, nu, e greșeală de la minister, domn profesor. Păi da, au tipării greșeală, că pe oricum e problemă, că am auzit. Băi, da, și atunci noi ce facem cu subiectul ăsta? Păi nu, îl faceți cum considerat. Nu mai o secundă. Profesor, ascultați-mă un pic. Uitați-vă aici. Da, zi. Nu, greșeala asta, profesor, da, uitați-vă. Greșeala asta nu este o greșeală de tipar sau este din partea ministerului, pentru că e tipărit greșit. Pentru că există doar radical din i care egal cu valoarea radical din i egal cu minus 1. Tai minusul ăla. Ascultă-mă. Tai el. Efectiv tai el și vezi că o să-ți dea rezultatul bun. Domnul profesor, vă dau foaia către. Da, dar radical din 2 are valoare nestabilită, 1,72, mă. Ce a terminat fu? Fata, ce faci, fata? Nu, iubire! Fata, terminat să scrii numele. Uite-te, radical din 2 are 1,71 valoare, nu-i corect. Mă scuzați. Mă rugăm un frumos, haideți în mașinile voastre, haideți acum. Să trăiți, să aveți o seară frumoasă. Doamne ajută, sănătatea. Domn profesor, eu vă predau subiectul și eu, la fel cum am terminat. Cum să preda subiectul, mă, că eu n-am scris. Bă, stați-mă așa. Eu o să ies afară acum, din sală. I-a sărit ochiul la dânca. Pun-o aici, pe catedră. Fă, tu ai scris ceva, fă? Șșș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 
Ba, bravo. Iubire. Aolo, care s-a uitat pe TikTok? Pe nu, telefonul. Lasă TikTok-ul, firar. Iubire, mă, o să iai. Iubire. Hai, că nu se mai poate, nu se mai poate. Auzi. Stai, și nu-mi lasă telefonul. Bă, dar am făcut ce oprește telefonul la final. Deci, ia dă telefonul la încoace, ia dă telefonul la încoace. Mă bași și pe mine seama sau? Ia dă telefonul la încoace. Cine care stau asta, ia. Ia dă telefonul la încoace. Da, după ce strig și ia telefonul. Ei, drăci, ia drăci. Aveți IP-ul serverului în descriere. Cam afară de fă, mi-a luat telefonul. Hai, fă, că am folițică, vină de fapt, nu, ascultă-mă, m-auzi? Ai copie? Ascultă-mă. Doamne, cu cine dau eu bacul, doamne? Da. Ia telefonul, mă duc în baie și îmi dai poză cu ea, Daniela, și-ți. Hai, da. Hai. Aveți o seară frumoasă. Doamne, aici, sănătate, îmi dă viață, bucurie. Bun, dar mai terminat cineva subiectul? Nu, eu scriu, hai, fă, scrie. Hai, scrieți acolo, hai. Mai am, nici n-am început. Fă, nu i-am rămas ultimele, fă prost. Păi cele mai deștepte, că eu scriu cel mai mult. Scrii sau nu scrii? Ce timp mai aveți? Păi zi mă, așa, că-ți dau... Subiecte? Da, mai avem, lasă-ne, domnișoară, nu ne grăbi, că avem timp două ore, te rog foarte frumos. Domnișoară, dar te rog, stai lângă mine și mă zăpăcești de cap, te rog. Bine, mă duc în față, hai. Lasă-ne să scriem, te rog. Alo. Domnișoară,
Ia zi, care mă știu. Ia-mi telefonul să nu zici că copiesc, că mă tot sună tâmpitul de gaci, că mi-am dat acum în timpul ăsta. Da, am o întrebare. Ia. În rânduri înseamnă 300 de cuvinte, că nu știu să număr până acolo. Bă, suntem la matematică, nu la română proastă. Ia, dă bacul la română și noi suntem la matematică. Păi, bă, 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 dacă tot am venit să dau un bat, de ce să ne dau? Păi, cred că calculează pe litere. Da, cred că a greșit examenul. Da, calculează pe litere. Genul epic este. Domnul, mie mi-ați greșit examenul, nu mă interesează, mi-l dați pe ăla la mate. Eu am scris până aici ca proasta sau ce? Mai aveți 5 Dă-te, negresul, mergi. Bă, scrie la subiectul 1, scrie așa, egal cu 78. Sunt țigan, bă, nu negres. Subiectul 2, 34. La chimie, pe dat, voi unii la mate. Numărul 4, pardon, minus 8. Mi-a primit foaie la română. Următorul radical din 36. Plus morții, mă. Oh, unul pe dat terminațiile pe care pipă 3. Nu se poate. Pipă 3 așa. Colegatele subiectele, că eu mai țin liniște pe aici. Radical din minus 1 pe 4. Dă-te, fă moarto. Care mai e pe aici, mă, futui, para scrucea. No, ăla următorul. Domn profesor. Și la ultimul subiect. Uitați foaia, domnul Antonin. Suma numerelor este egal cu... Luați-o. Cu? 23,14, 15 și închizi acolo, da. 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 Cât ai zis, bă? Domn profesor, gata! Am terminat, m-am terminat! Haideți aici la catedră să le predați aici, haideți. M-am terminat. Trebuie să semnez ceva? Da, semnează numele acolo pe foi. Ia-o și pe mea, că mă duc până afară. Ia-o și pe mea. Mă duc până afară eu. Haide-vă, du-te, dracu. Ia uite și pe ăsta, a venit de la pușcărie. Mă duc până afară. Le pun pe toate patru și ale colegilor mele. Da, că le bag eu în dosar, Da. Pardon. Hai, o zi bună, sănătatea în viață, bucurie, domnule. La revenoapte. Ce ați făcut, faci știut? Da, am știut, am făcut perfect. Da? Da, mă să iau gură cu de aer cu fata asta. Da, bine, bine. Ce faci, Fionelo? Unde vă duceți? Iau gură de aer. Ah, bine, bine. Revenim. Mă, tu ai știut? Da, fam, știu că mi-a dat la copiuțe. Bă, da. Ce-am făcut eu, mi-am pus pe lateral. Stai așa puțin, stai așa. Este donații fanii mei sunt cei mai tari și le deșteaptă sticii, nu? Mulțumesc din tot sufletul pentru donații, te pup. Zi fă ce-ai făcut. Cu vostru. Stai puțin că în jură ăla. Dă-l în pula mea. Zi ce-ai făcut. Bă, de ce mi-am pus? Ce dracu să faci cu terminații ăștia? Ce se face? Așa, zi, ce-ai făcut? Așa, deci eu am scris pățâta mea, am scris răspunsurile și tanța copiată pățâta mea. A copiat tanța? Da, normal copia, ca să se deșteapă de ultima proastă. Da, unde mergem? Hai puțin la haine să... Deci... Ce vezi? Hai, păi stai să iau și pe Daniela, ce dracu? Nu, singurică, hai, păi merge repede și te întoarce. N-are sens să aștept. Păi, dar se supără aia pe mine. Bă, lasă, nu contează. Părvenire pe... Luăm și eu un cadou, un kilo ceva. Pentru de aici că da. Și la subiectul 3 ce-ai scris? Păi am pus un semn întrebării mare, că m-am gândit că putează dacă scriu mult și... Am ocupat din pagina cu semn întrebării. Ai pus așa un semn întrebării mare? Da, să nu zic că am scris puțin. Doamne, cât de proastă ești. Da, aia de lângă mine, aia de lângă mine, cică 300 de cuvinte, aia în loc să... Deci aia credea că era română, în loc să... E proastă rău la, la cap. Ce că auzi? Hai, nu... Un rezumat din 300 de cuvinte. Doamne, nu știu ce dracu citea, de unde citea, nu înțeleg. Cred că a greșit ziua, nu știu. Da, ăla din fața mea a cerut 7 foi să scrie din nou numele, că își greșea numele, dracu. Da, păi și eu m-am zis la baie cu proastea să copiez și ne-am luat la bătaie, ne-am înjurat, ne-am alea în loc să te face treaba. Doamne sfânt, da. Așa ceva nu se poate. Ultima țărată. Doamne. Da, de ce mă nimic poartă, ne lasă, îi luăm și ei ceva. Da, nu spune nimic, s-o fi supărat pe mine că am plecat așa? Nu cred că s-a supărat pe loc ceva. Auzi, da, acum că e gravidă, s-a îngreșat puțin ca să fie ce iau. Mă, da, s-a mai îngreșat, îți dai seama. A pus cur că parcă n-avea cur. Da, mă, și are și cur, are și de toate. Oricum, trebuie să mergem la control, să vedem cum stă treaba. O să aibă două fetițe. Da, știu. S-a văzut după fălcile alea de la făcut acum. Da, mă. O falcă pentru fiecare fetiță. Ah, stai un pic. Ah. Doar picioare, te bată ăștia, este mă bat ăștia la spate, da. Rău de tot.
așa se poartă cu lingerie de asta, cu rochie de asta frumoasă? Da. Aola, ce mă, ba, de ce dracu i-am luat pe ăștia? Nu mi-am luat nici șosete în picioare, îți dai seama. Ce bă, și ce o să faci pe ei? Hai de capul meu, mă doare rău de tot. Mi-e și sete, dracului. Mi-e da. Sete rău. Îți dau eu apă? Ai apă? Hai, las că mai aștept. O să ai nevoie oricum de apă, o să vezi. Da? Nu, nu cred. Da. Ba dacă la magazin, de unde e la magazin de haine apă? Hai stai așa că să nu fie vânt în pipe aici. Așa. Nu știu. Așa te faci lumăta, hai mani. Mă, împuțitule. E fluieră pe mine. Așa, poliția română. Normal. Ce vezi? Stai. Apa că ăștia au luat carnetul, nu-l luăm noi bacul, bă. Doamne, cine dracu să ia? Mamă, ce-l bate pe ăsta! Câtă violență! Hai, ce vrei să-i cumpe, hai? Hai, fă-ți eram un kilot în ceva. Nicolale! Mă omoră, poliția română! Siguranță! Siguranță și încredere! Ne căcăm pe voi! Siguranță și încredere, poliția română! Ia, fă, ia! Mamă, dar e lag în magazinul ăsta! Oh, nu pot să stau aici. Nu pot să stau aici, fată. Dă-te pe așa, scoate. Era litere acolo. Aoleu, aoleu. Deci nu se poate așa ceva. Haide că, mamă. Hai, dracului încoace. Zi dracului ce vrei să-i cumperi. Ce vrei să-i cumperi? Vreau să-i cumpăr un student, dar văd că am făcut aici. Am pus eu, am dat share location, păi și de-aia a venit. Am dat check-in pe Facebook. Ce dracu ai dat check-in pe Facebook? Du-te și cumpără-i și vezi, te aștept aici, a, dracu. Vin repede. Cu vaporul! Nu mai faceți, frate, stream snipe. E foarte iurea. Dar nici tu nu te uiți, zici că mă ceartă ca în viața reală, nici tu nu te uiți când treci strada aia. Gata, păi știi ce-am făcut? Ce-ai făcut? Deci mi-am luat ăsta frumos, vreau să-i dau lui Daniela, dar m-am gândit că nu-i vine și că strânge copilul prea tare de burtă, bă, că-i corset. Și-i dau un sutienul de la avea mai devreme. E puțin nespălat, puțin transpirat, dar cred că o să-i pleacă, îl spală și ea. Ai, dar ăla de la ai avut mai devreme. Da, 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 ăla. Tu ești împită la cap. Lasă, bă, că pe care, uite, ce bine arată ăsta al meu. Doamne sfântă, așa ceva. Hai vine un coac, că vreau să fumez și o țigară și nu vreau să mă vadă ăștia. Că vezi că Daniela nu știe că fumez. E bine fără cum nu fuma pe lângă ea, că ai afectat copilul. Ce? Mai ales dacă e spedițele alea așa, că aia e grav rău, bă. Păi dar nu știe aia că fumez și nu vreau să te... Adică nu vreau să afle aia că eu fumez, înțelegi? Și nu... Mi se pare foarte ciudat. Da. Ai o brichetă? Ai o brichetă? Nu te aud. Cine dracului ești? Nu te aud. Ei, te urci în portbagajul ăla. Acu' te urci. Hai. Ce? Urcă în portbagajul ăla, că te dă mama dracu, mai repede. Urcă la volantul. Știi ce trebuie de făcut. Ce? Normal. Aaaa! Așa să-i pun la cât la portbagaj. Nu e eu plecați, mă, de aici. Hai. Viteză. Aoleu, gata, 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 gata. M-a trădat. Și vezi ce face aia acolo în spate, să nu cumva să facă vă prostie. Da, da, da. Ia, du-te în spancheta din spate și ia telefonul. Da. Hai puțin că... De ce ai făcut asta? Dar nu era tu telefonul că l-ai băgat-o în portbagaj? Ai ce căcați iau că erau astea lângă mine pe aici. Uite și mă de ce ai făcut aici. Asta? Bă, fii atent. Eu aici... Ce-o, ce-o? Nu pot să respir cu masca asta. Nu știu, fă, mi-a dat asta bancă ce pierd compensă pe capul tot dacă îl merg cu el și te găsește pe tine, îmi dă bani. Deci ți-am spus că nici în gaură de șarpe nu te-a scos de bine, nici dacă mă vrei mort, nu mă las mort. Ciocio, ce ți-am făcut eu ție, Ciocio?
Ce mi-ai făcut mie, băi? Nu poți să respiri. Las că te înveți. Dar nu, ce s-a făcut eu ție? Serios vorbesc acum? Ți-am făcut nimica. Unde mă duci? Te discutăm puțin treaba noastră, Laura. Da. Dă-te-mi bancheta din spate și trage pe banchetă, da? Scoate din portbagaj și bag-o pe banchetă dacă... Sau stai așa. Oprești mașina să bag în spate? Întocmai, da. Mamă, nu pot să scriu, nu pot să fac nimica. Ha, stai așa. Scoate-mă afară. Hai, hai, spate. Da, mai bine stai. Ciocio, te rog frumos, Ciocio, lasă-mă aici. Na, tu vii cu mine. Ciocio, nu poți să-mi faci asta, serios vorbesc, nu? Ba uite că pot, ce-am să fac. Te rog, lasă-mă, te rog frumos. Băi, eu nu vorbesc, mă, de Laura, trei ori, da? Laura, te rog frumos, Laura. Nu, fii atentă cum procedăm. Te bagi în față și tu stau în spatele tău cu pistolul la cap. Dacă comentezi urât la Ciocio sau faci ceva urât sau vrei să scapi sau să sun sau ceva, rezolvă problema. Dar de ce faci lucrul ăsta tu, Laura? Ce ți-am făcut eu ție? Nu ai făcut nimic pe mine, dar mi-a dat mulți bani, așa că... Băi, mai stau mult aici, mă? Hai, intră. Stai grijă cum vorbești eu, că e pistolul la capul tău. Lasă mânuțile la jos, că nu trebuie să-mi stai eu ca la poliție. Nu. Eu ți-am spus că nici dacă mă vrei mort, n-o să mă găsești mort. Dar nu ți-am făcut nimic. Dar tu chiar nu poți să înțelegi că eu nu poți să te iubesc pe tine, îl iubesc pe Poca. Poca care nu te merită, mă? Poca care și-a bătut joc de tine? Ce-mi povestei tu, mă, mie de Poca? Când spuneai că vai, că mă face să mă simt rău, că am plâns din cauza lui, că nu mă mai simt bine în relația asta. Și acum ce mi-ai făcut, mă, când ai venit și m-a bătut? N-ai mai zis nimic. Ai venit și ți-ai cerut scuze că a venit ăsta peste mine și când m-am dus eu să-l bat, ce-ai făcut? Atunci, repede mi-ai sărit la gât, mi-ai dat cu papuci în cap, cu ce dracu mi-ai dat? Atunci ți-a mai părut rău. Da, atunci ai luat aparearul lui Poca. A fost doar o ceartă între mine și între Poca. Adică eu am fost venit... pansamentul tău, nu? Eu am fost bătaia ta de joc, nu? Nu, Ciocio, dar nu trebuie să-mi faci lucrurile astea, mi-e frică de tine. Nu poți să mă faci să iubesc pe cineva din obligație. Poți să te las, mă, cu nemernicul ăla, că o să-ți pară rău mai târziu. Mai bine mă asculți pe mine acum și faci cum îți spun eu și o să-ți pară mult mai bine pe viitor. Decât să stai cu frustratul ăla, cu obsedatul ăla. Nu, cu tine eu nu o să fiu niciodată. Sper să înțelegi lucrul ăsta, noi doi nu o să fim niciodată. Eu nu te iubesc pe tine, n-am vrut niciodată nimic cu tine. Nu o să am niciodată nimic cu tine. Și să înțelegi lucrurile astea că eu niciodată nu o să las pe Poca pentru tine. Niciodată în lumea asta. Bă, dar ce-ți face, mă, Poca ăla așa de ți-a învârtit mințile? Te iubește, Poca. Te face să plângi, Poca, și Poca te iubește, nu? Da, Poca mă iubește și tu nu poți să-mi faci lucrurile astea. Nu poți să vii să-i dai bani cuiva ca să mă aducă la tine. Eu nu pot. Uite că am făcut-o. Da. Bă, ca mai două variante. Trebuie să am o discuție cu tine, ca să înțelegi anumite lucruri, că eu nu pot să discut aici, că ești și Laura. Mă piși pe sens. Cioci, Laura, taci din gura, du-te, dracu, că ești proastă! Mă duce asta? N-am permis. A, nici eu. Nu, deci te rog frumos, Ciocio, te rog frumos să nu faci vreo prostie pentru că o să ajungi la pușcărie. Crede-mă! Da, am mai auzit treaba asta. Băi! Ha, dă-o jos. Hai, jos. Bun, hai, după bine. Doamne, nici măcar nu ți-ai mai luat barba aia, Doamne Dumnezeule, deci arăți îngrozitor față de ultima oară. Ești îngrozitor de urât. Ciocio! Aspectul fizic e trecător. Credeam că știi treaba asta. Așa spune, că tu nu te iei după aspect, că nu te interesează, că n-ai nicio treabă. Te-a schimbat, mă, ăsta, te-a schimbat, dar las că discutam noi mai mult în casă. Vreau să-ți bag mințile cap, să înțelegi ce mai bine pentru tine. Dar nu poți să faci ceva din obligație, nu poți să mă obligi să fac ceva când eu nu vreau lucrul ăsta. Nu poți să faci lucrurile astea, nu poți, nu ai cum. Nu ai cum să mă obligi să iubesc, ia, să te iubesc pe tine, că nu poți să te iubesc. Două secunde, Laura. Restul ăla e în mașină. Așa. Mașina din spate, restul, da? Restul, da. Ce trebuia să ți-l mai dau, poți să pleci, mersi de ajutor, da? Dragul.
Ce să cu rul larg. Știi foarte bine din discuțiile pe care le-am avut cu tine. După mine nu m-a interesat ce ai, cum ești, ce vrei. M-a interesat strict persoana ta și de faptul cum îmi vorbeai tu mie atunci, cum îmi spuneai că nu te simți bine în relația cu el și te descărcai la mine ca și cum aș fi fost salvarea ta pe momentul ăla și chiar am vrut să te ajut. Și chiar am vrut să-ți fac binele, să te iau din ghearele nemernicul ăsta, care a plecat de atâtea ori și care te-a făcut să plângi și care a stat cu atâtea și te-a înșelat și tu nu vezi, mă, tu nu vezi chestiile astea, tu nu realizezi cât îți face omul ăsta rău, da? De unde știi tu că m-a înșelat el pe mine? Nu m-a înșelat, mă iubește foarte. Mă iubește foarte mult, Poca, și nu ai dreptul să faci lucrurile astea, nu ai cum. Iubirea cu Sila nu există și nici măcar din obligație nu mă poți face să te iubesc eu pe tine. Tu zici că eu nu știu multe, nu? Normal că nu știi. Cum poți să te culci noaptea crezând că cuiva este frică de tine? Nu știu. Fetiță. Și eu nu pot să te iubesc, nu pot să fac lucrurile astea, nu. Nu am sentimente față de tine, îl iubesc pe Poca. Ține minte lucrul ăsta. Îl iubesc pe Poca. Eu pe Poca nu-l las. Pe tine nu te vreau, nu te-am vrut și nu o să te vreau în viața mea. Mi-e scârbă de tine. Mi-e silă de tine. Ești ultimul om de pe pământ. Mi-e scârbă de tine. Dacă mă jignești o singură dată, eu nu te-am jignit o dată de când am vorbit noi. Nu te-am făcut în ultimul hal niciodată de când stau eu după tine și încerc să-ți bag mințile în cap. Ia cu ție silă de mine când încerc să te protejez, nu? Asta ți-e silă de mine când caut din răzputere să-ți bag mințile alea doar în cap, în pula mea, că nici nu mai suport. Nu mai suport situația asta și vreau să te trezesc odată la realitate, femeia la Dumnezeu. Păi fii atent cum facem în momentul ăsta, unde a rămas telefonul la Laura. Îi știi numărul lui ăsta, Hato? Nu. O să nu știi numărul lui Poca. Nu știu, spune Laura să-mi dea telefon. Bun. Te pui în genunchi. Ce să-mi dictezi tu cu gura ta, numărul? Hei! Crezi că eu mă joc aici, dar v-ați ascuns elea? Ia, hai, intră acolo jos. Treci acolo jos. Treci în beci acolo, hai, mai repede. Benito. E că nu mă joc cu tine, mai repede odată că... Scuze, m-a aprins situația asta, dar nu vreau dată soluție. Lasă aia, te rog frumos, că mă sperii rău de tot, vreau să ajung la nebuni! Vezi că e cartonul ăla acolo pe ăsta? Hai, pune-te aici pe cartonul genunchi, să nu zici că te pun să stai... știu unde. Așa. Ce mă fac? Dacă mă iubești așa cum consider și spui și... De ce stai cu arma la capul meu? De ce vrei să-mi faci rău? De ce nu poți... Să-mi sun pe asta. Ia răbdar un pic. De ce nu poți să accepti faptul că cineva nu te poate iubi că vrei tu? Nu te poți iubi că vrei tu. Asta e de la Dumnezeu. Iubim pur și simplu... Dumnezeu ne dă în cale. Nu am cum să te iubesc pe tine, Ciocio. Încetează să mai fii obsedat după mine, încetează să te mai preocupe viața mea. Nu vreau nimic de la tine, n-am vrut niciodată nimic de la tine. Nu mai încerca pentru că eu nu vreau nimic. Încetează! Of, băga-mi ești picioarele. Strângem 2000 de like-uri. Ciocio. Fuck it. L-a luat Dumnezeu pe Ciocio. Tra la 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 la. Nu fug, cum să fug? Ăsta e roleplay-ul. Nu fug de aici, că nu mi-e frică, nu.
Nu fug! E picanetul. Aorlo... Laura! 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 Ah, ia atentă ce vom face, bă. Să vadă toată lumea ce faci tăi. Ia atentă că pornesc live pe TikTok, bă. Ce? Bună fa... Taci! Taci, nu vorbim. Bună familie, știu că a întrebat toată lumea ce facem astăzi. Uite, tocmai ce am mâncat de dietă, niște șnițele de ștruț. Să vă arăt ce am făcut astăzi. Am prins-o proastă, ia uitați-o. Am prins-o, am furat-o, am legat-o. Și acum oare la ce pe boss să o moare, să o taie, să zic ce face. Eu voi pleca de aici, că uitați ce încearcă, acum a încercat să fugă. Că dacă boss se duce la baie, gata, a scăpat. Vă pup, familie, în 20 de scoate în piesă nouă. Vă pup, vă pup. Gata, făte, am făcut de râs pe internet. Ce părere ai făcut? Laura. Da. Hai, te rog eu frumos, lasă-mă. Dacă plătești mai bine decât ăla, da. N-am bani! Păi, vezi... Ăla are, tu n-ai. Asta e, stai aici. Bă, știi ceva? Am gândit mai bine. De unde ți-e boss-ul? Unde, da? Nu știu unde e boss-ul. Nea, Michi, unde ești? Ce? Așa, iubita, am niște pastile anticoncepționale, știi cum e cu capul pe alea. Da, iubita, deci eu... Ce pastile anticoncepționale? Alea se iau doar dacă ești gravidă. Adică da, să nu fii gravidă. Păi, să nu mai fiu, că am avut o problemă cu boss și na. Unde e boss-ul tău? Boss-ul meu? Nu prea știu ce faci, dar după ești că ce mă duc la meciu? Că s-a pierdut prin curte, fă, că avem meciu în fundul curții. Spune-mi exact de ce m-a adus aici, spune-mi, te rog, de ce m-a adus aici. Vai, mi-a povestit care e obsesie cu tine, dar... Ce are? Obsesie cu tine. Ce obsesie? Ce dracu i-am făcut? Zi-mi ce ți-a povestit, te rog eu frumos. Bă, dacă zic, hai că zic că mi-e milă de tine. Deci m-am făcut cu saltofă și ce mi-a zis? Să mă îmbrac ca tine, să mă fac ca tine, să mă vorbesc ca tine, care e fantică sexuală de alea. Ce, mă? Da, fă-i obsedat rău de tot, m-a pus să mă îmbrac ca tine. A plătit bine, nu vrea să mint, dar totuși. Cum adică să nu te îmbraci ca mine? Da, am la perucă de asta albă. Deci peruc albă. Tac de asta de gunoi de ai pe tine. Deci fix cum ești îmbrăcat, care niște poze cu tine mai vechi și mi-ai să fac ca tine. Să vorbesc ca tine, să fac ca tine. Acelea sunt ce am ca tine. Că de... Aaa, încă ceva, cred că nu știu. În timp ce făceai sex pe ele te filmă. Ce? Da, are filmări și vrea să te amenințe cu astea dacă nu ești pronoc. Îl arate lui Poca să te desparte de Poca. Nu! Păi, eu vorbesc cu el. Deci ne aliem împotriva. Iau telefonul. Că nici mie nu putea ce trebuia să... Oh, fuck it. N-am încredere în tine. Da, știu că n-ai încredere în mine, că sunt niște circunstanțe proaste, dar... Altă variantă n-ai. Ori ai încredere în mine, ori obelești aici. Cum adică obelesc? Că nu... Dă-te mai așa că n-am încredere în tine. De cum ești în cap, nebun. Ești mai arsă decât în geolacul. Poftim? Ești în cap, mai arsă decât în geolacul. Nu, a plecat. Păi, eu cred că s-a pierdut la lucruri. Dar las că rezolvi problema dacă... Așa, așa, te rog. Aoleu! Frate de cu Ciocio, Aoleu, de acolo e Danela! Ce ca... Ai pe Danela? Două pe Danela încoace, două pe Danela încoa. No. Dă-mi încoa telefonul, dă-mi telefonul că am auzit-o, dă-mi telefonul că am auzit-o. Dă-mi telefonul că am auzit-o. De ce ai lăsat apelul? Dar poți să știi de ce ai lăsat apelul? De ce nu poți, de ce nu vorbesc cu ea? N-am vorbit cu cineva înainte, hai să spun că n-am numărul ei.
Nu mi-a dat numărul ăla de pe mâinile sus. Cine mai ești, mă, băiatule? Sunt fratele lui Ciocio. Da, e fratele lui Ciocio. Spune-l repede pe Poca. De ce? Asta am avut de zis. Spune-l repede pe Poca. Ia pe telefonul meu, că altă e de mult pierd. Ia-l pe-al meu. Spune-l pe muistoraj, după te pui în genunchi, hai. Faci figuri pe tine. Nu mai fac repetat a doua oară. Normal. Și repezi după mine. Alo. Zici că răspunde. Alo. Alo. Alo, da. Îi zici așa. Am fost răpită. Iubire, ce faci? Am fost răpită. De organizație secretă. Mamă, din nou, dar ți-am spus să nu mai pleci de lângă mine. De organizație secretă. De o organizație secretă. Și dacă n-aduci milionul. Și dacă nu aduci milionul. Mor. Ce milion e problema de bani la mine, îți dau cât trebuie, hai, unde ești, dăm locația, rapid. Bă, mai repede, că vorbești prea mult cu ăla și mă enervez. Că cine știe ce șoptește ăla? Auzi? Zic că dacă n-aduce milionul, mori. Dăm locația că vine. Așa, cu plâns, fă să dea mai mulți bani. Milion jumate, zic că a crescut prețul, că m-am enervat. Hai, de nu mai sta, dăm locația că vin. Bine. Hai. Ce se întâmplă? Zic. Vrea locația, ce fac? Aveți locația? Nu, bine, vă rog frumos. Nu i-am dat locația. Te rog, lasă pistolul ăla că nu mai rezist, te rog frumos. Deci nu i-ați dat locația. Poți să-i o dau? Normal, trebuie să aducă bani. Și zici așa, să lase banii la ușă, dai mesaj, banii la ușă. Iau eu bani, nici dacă mor, eu mor. Facem așa. Deci tu ai vrut doar bani. Doar normal. Bani. Normal. Da. Și tu? Măresc prețul, după te și omorâm, luăm banii și te omorâm. Când găsește cadavrul tău pe aici. Laura, nu fă lucrul ăsta, cum să faci chestiile astea? Cum să mă omor, Laura, ești nebună? Bă, banii-s bani. Prietene de-astea ca tine o să da, am tot eu puteam să-ți dau banii. Păi mai zis mai devreme că n-ai bani pe păi n-am eu bani, dar are Poca bani, n-am eu bani. Stai, mă sună. Da, da. Locația. Ți-am dat-o. N-am primit nimic. Unde suntem? Spune. Zi-mi măcar unde ești. Laura, unde suntem? Păi suntem într-o casă pierdută, zic arată groaznic și își dă seama. Suntem într-o casă pierdută, pe la ieșire din oraș, e urâtă rău de tot. De tot. Cumva aia de la fermă. Da, ești la fermă aici. Hai, noroc că știu tot orașul. Stai puțin. Așteaptă-mă că o să vin acolo. Bine. Hai, te iubesc, ai grijă de tine. Și eu te iubesc, pa. Da, ultima oară când o să-ți spui te iubesc, pa. Da, nu-mi place ce gustat. Nu poți să crezi că faci lucrurile astea, deci nu poți să crezi. Eu chiar am crezut că poate vrei să te împaci cu mine. Mi le-ai luat pe Poca, eu le-am înapoi. Dar nu poți să înțeleg ceva, tu cum ai scăpat din toate chestiile astea? Eu am încercat să fiu prietenă cu tine. Nici măcar Poca nu te-a mai băgat în seamă. Eu nu înțeleg cum ai scăpat. Eu nu înțeleg cum ai scăpat tu ieri din toate chestiile astea. Eu asta nu înțeleg, pentru că Daniela nu te-a omorât. Gagică, tu? Da, Daniela nu m-a omorât. Și Poca n-a tras în tine. Nu, a tras în porci. Pentru că ținea prea mult la mine ca să fac așa ceva. Deci tot ai picat proastă. Poți să te pui în curs să plângi dacă vrei. Dă-mi voie. Unde? Alo, domnișoară. Mai ușor, mergem încet. Fără figuri de astea la mine. Explică-mi și mie cum... Păi, da, stai. Eu nu pot să înțeleg cum a băgat cuțitul în tine. Băi. Mâinile sus, mâinile sus, mâinile sus, mâinile sus, suntem doi.
2 puterea crește. Ce faci? Du-te, iubire, du-te. Nu e ceea ce pare. Dar cum adică nu e ceea ce pare? Fratele lui Ciocio. Cine e Ciocio? Nu cred. Unde e Ciocio? Unde e Ciocio? Fă! Ia vină coace. Rămâi aici, de fapt. Vezi, rămâi aici! În genunchi. Ce faci, fă, cotoborniță? Tu nu erai cumva aia de la, de la bac? Și ce? Cum? Da. Cine ești? Ah, ce s-a vrei de la dinainte, nu? Frate meu m-a trimis aici. Nu chiar? Făcut o buniță. Să... De unde știi pe Ciocio? Da. Sclavul. Da. Cum îi spui tu. Da-te dracu să mori în chinuri și tu? Gata. Nu mai suport. Hei. Astăzi n-ai trecut bacul pentru mine. Bă, că n-am mers singură, dar n-am mers singură. Hai sus. Fă, toate mâinile sus, să omoră copiii mei, dă-mi varunc în aer. Da-te la o parte, fă, stai în spate. Știi că la bac îți trebuie 6 mâini. Care-i violatorul, fă? Ăla. Astăzi ai luat 5. Asta? Isa, ești bine, fă? Da. Tâmpita. Cine ești? Hai. Nu știu. Are, cred că are probleme. Bun, are probleme. O să te ținem captiv timp de câteva săptămâni până când fractul o să vină aici la fața locului și va anihilăm pe amândoi. Dacă nu faci rost de informațiile de care avem nevoie, mor tu, după moare și fractul, și măta, și tactul, și tot neamul tău. Așa. Long short story, dacă nu dai toate informațiile, bum bum bum, creier zburați, da la la la, hai. Și te-ai dus și-n pulă. Ce sunt? Cel mai bine că luați, pentru că așa o să... Ești o scursură, băga-mi și pula în tacă. Poca, mai tare. Așa. Mai deci, tare, Poca. Cum facem? Ne dai informații, ne zici unde stai, familie, din alea. Spui Cioco, stai, Coco, stai, Hoco. Zic că-i fratele lui ciocolată ăla. Fă, dă-te mai tare, mă, Poca, pe alt. Unde-i Ciocio? Așa. Unde-i Cioco? O Cioco. Zic că ești fratele lui Ciocolată. Așa. Zi-mă unde-i Ciocio? Băi. Mă vorbesc sau zboară ăștia creierii? Zici? Deci nu te lași așa de ușor. Dacă dau un telefon, te întorc orașul pe toți, băi. Nu te lași ușor, a? Taurel, mai bine vorbim pe Discord. Coca, eu cred că îi trebuie un impuls. Ia trage-i tu un glonț în picior. I-am tras, uite. Ah, stai să-i fac și gorică și la ceva. Stai mă, acum gata, acum că ai primit impulsul, mai gata, care gata. Ești, unde ești? Dacă vrei să-ți întâmplă roza pe sus, să te caut. Ai timp 24 de ore să ne zici unde-i fractul. Fă stai în spate, fă stai în spate, că nu stai să vorbesc cu el. Mai vorbești. Bă, Jigodie, mă auzi? Fii atent, calculează-ți bine vorbele de acum încolo, te rog eu. Ai auzit, mă? Da. Băi, eu zic atâta. Dacă tu vrei să te caut de la ultima rădăcină pe care ai avut-o până la ultima frunză din coama pomului, atât îți zic. Omor pe cine ai, pe cine mi-iese cale din familia ta. Ai înțeles? Așa că mai bine... Aola. Fă ce mai... Mai bine îmi spui unde-i Ciocio. Fă-ți-mi o dapar dacă vomită. Și... O să-l omor de că pe el și nu te-o să mor, nu o să te omor pe tine și familia mea. Fă bunuile, tu-ți permis să-ți iarmă pe nevasta mea, mă, pe iubita mea, mă. Bă, bunuiule. Băi, bunui al societății, tu-ți iarmă pe ea, mă. Nu de azi dimineață. O dă mașină. Ia, rezolvă. Ai auzit, mă, Jigodie, ce ești? Nu mă omor, eu vreau să sunt captiv. Băi, scorpie, băi. Îl legați de candoliferul ăla de acolo. Ia ține-o pe gura, că scată, te rog. Deschide gura. Mă scapă și cu o peșare.
Da mică oare cu o cafă. Stai să dau și pe față. Dar ce e live-ul meu, mă, OLX? Mai bine acum că ai vomitat? OLX e live-ul meu, faceți promovare la site-urile voastre cu huse. Ce-s eu, OLX? Așa, iubire, dacă ai ceva să-i spui la bunul ăsta al societății, te-aș ruga să-i spui acum. De ce? Nu-l ținem captiv? Ba da, dar spune acum, gen, ce vreau să... De fapt, nici nu te cunosc pe tine, eu am ce am cu Ciociu, nici măcar... Dar știi ceva tu? Tu să te duci, dracu! Împreună cu măta! Vezi, dar o să vezi de ce... Izabelo? Vezi? Mi-e rău, mi-e rău! Așa, uita să menționez aici, și cu tactul ăla în pușcărie. Nu vreau să-ți fac rău, să zic acum, dar vezi ce se întâmplă dacă... Da, da. Te ceri într-un căcat micuț? Cu poca? Da, da... Nu-i vorba de aia, ascultă-mă, eu o să o lup pentru tine până la capăt, nu-i vorba de aia, dar ți-am mai spus. De acum încolo, lipită de mine stai. Și de ei... Cu zgarda, eu zic să o zic cu zgarda, da. Nici poveste zgarda, i-am spus, m-a referit la faptul că dacă mă iese în oraș fără mine, așa pățești. Mi-e rău. Nu, așa, cum ți-e rău? Cum să... Făceai. Ești bine? Făceai. Mi-e rău. Nu iese vomit. Mamă, îi scade pulsul. Fă, ia-o și tu la baie să vomite. Mi-e rău. La spital, repede. Hai, la spital. Ia, dați-vă de aici. Dați-vă cu iau eu în brațe. Mi-e rău tare. Da-te. Hai, da, cu mine, hai. Repede, mașina. Ia și pe bunul ăsta al societății. Unde să-l iau? Ia-l! Îl leg de calorifer, duceți-vă, duceți-vă că leg eu de calorifer. Hai, acolo la calorifer, hai. Mi-e rău, lasă-mă jos. Hai, mă, iubire, mă, că nu vreau să te las jos. Mi-e rău. Hai, de ușor, hai cu mine, hai. Ia stai să-ți deschid ușa, stai, hai. Hai, repede, intră. Mi-e rău, Daniela, mi-e rău să vomit, rău de tot. Bărbat, Timiu. Hai. Ce hai? Poliția. Hai odată, Daniela. Hai, lasă-i, că mă ocup eu de idei, de că trag din mașini. A, și unde mai urc? Urc-o sau... Stai. Nu merge. Nu merge. Ah, ba da. Pare merge. Hai să mergem la spital. Doamne, dar nu am vrea să vomit rău de tot, deci nu mă simt bine deloc. De ce, ce ai? Mi-e rău, nu știu, de azi dimineața mi-e rău, unde să vomit. Hai, acolo e spitalul, du-te, go. Hai, fă că vedem la spital. Aoleu, nu trageți în poliție, mă! Fă, poate vomis pe mine să vezi ce... Le-ai lăsat pe ăla singur acolo? Să schimbă mașina. L-am legat de calorifer. Și e poliția acolo, crezi că nu se ducă după el? Păi vine după noi. Nu mai vine, gata. Păi și dacă se duce în casă și dacă îl prinde pe ăla? Aia e, ce e mai important acum, sănătatea ta sau ăla? Isabela, în afară de grețuri, mai ai alte simptome? Grețuri, miros așa un puternic la orice. I-am spărat. Cred că e de la mine mirosul la puternic. Da, fă, că o țin pe asta în brațe și miroase a hoit. Gata, ajunge. Mă piși pe ei, nu vreau să am gardă după mine. Ajunge, mă, gata. Bine, sper că nu-i ceea ce mă gândesc eu. Covrig 19. Olu! Se trage! Băi! Dacă ești prost. Gata, dai, că am omor șoferul, dai! I-am omorât. Roata spartă, roțile spartă. Nu contează, dai, că i-am omorât. Nu, cum merge, mai avem o roată, două roți mai avem. Mamă.
Nu mai vin de până, i-am omorât. Nu mai avem cum să mergem, mă, uite-te cum face roata, mă, mi se oprește mașina. Bă. S-o opri mașina. Nu cred. Fuck. Hai, că vă țin eu. Dă-mi arma asta de aici. Ușor. Danela! Stai, fă, că nu pot să mă scol. Danela, mi-e rău. Ascultă-mă un pic, stai că rezolvăm, o să dăm un... Da, David, dă un telefon să vină o mașină, te rog eu, rapid, că n-avem ce facem. Mi-e rău, Danela. Și ce vrei, fă, să-ți fac să vomiți mă rochea mea? Mi-e rău tare, mi-e foarte rău. Ia, stai. Garda! Poliția, ascundeți-vă! Mă copiu. Ia. Lasă-mă că mi-e rău. Poliția. Stai aici. Mă rog că stau aici. Mi-e rău tare. Isa, am eu o pastilă din asta care strece din grețuri. Vrei să-ți dau? Da. Da, sigur sunt bune? Da. Ce faci, Daniela? Ai tâmpită? Iubirea, mă auzi? Este un service mai sus. Cred că încerc să mă duc cu mașina asta, să văd să iau o mașină de acolo. Bine, du-te. Hai că vin imediat. Ai apă, Isa, sau vrei apă ca să bei pastila? Mama. Bine. Mai duc capul. Mamă, unde m-am ascuns? Apare numai treaba că avem mașină. Fă, eu sper să te ajute, că pe prospect scrie că strece în 50 minute maxim. Cine să ia? Ia, fă, stai fă aici că mă duc eu. Mam. Hai, te fă urcă. Hai, bine, hai. Hai. Mama, e ok să mergem cu mașina de poliție? Da, mă, ce are? Stai, mă! Mi-e rău și chemam, dar sunt cu mașina de poliție și mi-e rău. Hai, te fă, lasă. Nu, urcă, te-ai chidat la asta. Vorbiți și voi prin stație, că pe, să nu mai vină după noi, spuneți că le-ați văzut pe altă... Dă-mi stația și spune-mi, vezi, ce scrie pe stația, ce indicativ are. Are și mașina spuneți gen. Că i-ați văzut pe autostrada, nu știu ce autostrada, că știu că împărtă... I-am văzut pe autostrada 23, după ei... Lași, fă. Ce ai, fă? Da, fă, așa, spune-le așa, că ai văzut pe autostrada. I-am văzut pe autostrada 21, mergeți după ei... Recepționat. Ce ai, fă, nici nu știu să pornesc stația. Dă coace, că vorbesc eu. Ia-o. Recepționat. Suntem după ei, avem nevoie de întăriri. Care c, mă? Așa face aia când... M-auziți? Recepția! Aici 003 ne detram spre secție, suntem pe autostradă spre Paleto. O să oprim la secția din Sandy, pentru că n-am reușit să spunem suspecția. O luată spre Paleto, terminat. Mamă, ești bun! 10-4, 10-20, secția din Paleto, Sandy. Bă, ăsta știe coduri de poliție. Hai că îmi bapul la întactul ăla, omezi. Ce-ai, fă? Bagă capul pe geam înapoi. 10-9. Recepționat 10-9. O fi un medic de tură, mă, acum. Gata. Am lăsat mașina în față la poliție. Vreau să vorbesc cu Daniela.
Ce ai, fă? Doar cu Daniela vreau să vorbesc. Păi? Vreau să vorbesc cu ea! Vino, gata. Cred că sunt gravidă. Ce? Nu, stați aici. Du-te cumpără un cu cine, fă? Fă cu ăla. Fă. E frică. Fă cu ăla care ai făcut atunci, fă. Stai că m-a dus să cumpăr de aici. Mai știi pe ăla care am fost atunci? Fă. Stai, fă, nu te impacienta. Da, fă, fă, păcat, nu, păcat. Nu te impacienta, pentru că există o șansă să fie și Coca. Fii atentă, cel mai bine după ce faci testul. A, tu să cumpăr testul. După ce faci testul de sarcină și vezi calul mea, dacă ești însărcinată sau nu, te duci și când bea Poca dintr-un pahar, iei cu bețișorul de acolo, știi, să te duci la testul de paternitate, înțelegi? Mm-hmm. Da, nu o să-i spun lui Poca până atunci. Nu-i spune. Nu se știe dacă e... Pentru că eu când m-am certat cu Poca, am avut o aventură cu cineva. Stai așa. Și nu știu dacă e lui Poca sau aluia. Pișă-te încă în paharul ăsta. Da, nu pot aici, hai să mergem înăuntru în spital. Hai, dracu, în spital. Hai, repede, hai. Poca, mă duc până la baie. Mergem la baie să ne pudrăm. Poca. Haide, fă pișote, ia! Ține-mi-l și mie, hai, ține-mi! Hai! Vine să mă piși, fă! Pișote, pișote, hai, în pahar! Fă, fii atentă ca să-ți vină să te piși, fă așa! S-a băștit în gura ta, fă! Fă, ia, bagă testul de sarcină. Așa, gata! Gata. Am luat pișatul, hai, repede. Pune testul în pahar. Nu-l bea, hai, repede. Da, așa. Hai, după, puneți mai repede, că mi-e cu... Hai, fă, l-am pus, gata. Hai, cât așteptă. Fă, durează până să fac două linii sau una. Două minute. Nu mai râde. Fă, dacă e copilul ăla, fă. Taci, fă. Hai, Felip. Iar bea praza, nu drag. Beau, fă, nu beau. Fă, tu ești cu secte, cu d-astea. Ia stai, fă, să mă uit acolo în pahar, să văd. Ia, uite-te. Fă. Ia, lasă să mă uit și eu. Fă, nu te uita, fă, stai un pic să-l iau eu și... Cred că e gata. În pământ. Da, Danelo, vină-n coafă. Danelo, vină-n coafă. Am băut pișatul. Na. Fă testul ăsta, tâmpita, dracu. Tu vezi câte linii văd eu? Câte linii vezi? 3? Eu văd 2, fă. Tu câte vezi? Mamă, să mă rog copiii mei. Fă, cum îi zicem lui asta? Fă! Isa! Ia vezi cum se scrie! Da, ia vezi, n-am. Am auzit deja că-s două. Aha. Unde-i Daniela? Nu știu, fă. Am auzit că-s două. Mă, de ce stai, mă, la ușă? Fă, las pionul ăsta la ușă, te lași în gură. Sunt două linii? Bă, vrei să te mint sau să spun adevărul toate? Sunt două linii, nu? Da. Fă, citește ziarul. Ce? Sunt la J. Da, și tu? A. Care fei roleplay? Aurlo... Mă, ce pula mea? Ne băga hackerunci. Sunt gravidă, fă. Fă să-i spui lui Coca să mă scoată și pe mine, fă. Încă o fetiță.
care e ăla? Te-ai scăpat săpunul? Nu pot, mă bag în jail. Fă, ai scăpat săpunul. Du-te în gâtul mătii, mă, t-a scăpat săpunul, că te-a făcut pe tine. Du-te morții mătii de aici, băga-mi ești pula asta ta. Să-mi bag pula morții mătii, da, doi ecuri. Să-mi bag eu pula în tine. Să ne futem în măta. Pula în măta mare. Și în măta mare-mi bag pula. Pleacă, dracu de flash, că ești tu, dracu de vestimă, dracu de... Bă, cine avem noi aici? Panaramele puli. Bă, dar stai, ce? E hacker. Diceam jail. E hacker, mă, e surd în fânt. Mamă, Danelo, pupate aici. Din geama în piză cu Sloboz. Dacă nu vreți să vă rup capetele la amândoi, hai, 2 metri distanță că e COVID. Ia uite, a fost banat temporar. 2 metri distanță, că dacă ei se scoală, ne fute pe toți. Cui e dat ban? S-a îmbat pula în tactul ăla, știi. I-a dat ban cu toca? Mama, măi, ta. Fă, nu știu. Uite, Duțu m-a scos de la... Mai ești în jail? Haide, șarpele! Nu mai pot. Am ce să-ți fac, fă. Rip! Hacker! Vino un pic, Danela. Eu vin, dar să nu mă mai duc ăla în pulă. Aici. Tu-ți hackerul mătii. Mă futu-vă în gură cu hack-ul vostru. Îmi trai pula în familiile voastre să vă dau la mâine la toți. Ia uite frate, suntem toți aici, am căcat, zic gura fost. M-am mâncat iar cancerul de hacker. Nu poți să stai în jail. Te mănânce cancerul, futu-ți gâtul mătii de hacker îmbăxit. Dați-și cu clor în gură. Daniel, vezi în băi, hackere. Dați-și cu clor în gură să-ți dau. E care, că hai fă, mai veniți toți. Poate dă-ne în jail. Mâncate arcancerul. Scoate-ne jail-ul. Mâncate arcancerul să te mănânce și pe tine și pe neamul tău. Du-te, dracu, de aici. Să-i... Bravo, bravo. Mamă, ne bagă la jail. Ne bagă pe toți la jail. Da, ne bagă în continuu, degeaba vă scoate. Nu mai ne spune, lăsați așa. Da, e că trebuie să găsim, nu știu, pe handicapatul ăla care e hacker. Îi futem unii. Mamă, au jail-ul client-sided și de-aia face așa. Ce, doamne, iartă mea la client-sided ăla? Da, copilași. N-avem să faci, nu vedeți ce ne fac ăștia. Copilașii mei, vreau să vă abonați la Twitch pentru că mâine o să fim acolo. Stai așa. O să fim live pe Twitch, uitându-ne la serial. Și vreau să fiți și voi acolo cu noi. O să fie Daniela, o să fie Poca. Vom fi cu toții acolo și să ne uităm împreună. Nu vreți să ne uităm împreună? Vă dau Twitch-ul meu. Stai așa. Vă dau Twitch-ul meu. De fapt, îl aveți acolo. Uite, vă dau Twitch-ul meu. Spuneți dacă merge să intrați pe el. Deși mie merge. Nu știu voi. Tot mă bagă la jail, am ce să fac. Uitați aici. Intrați și voi și abonați-vă aici la Twitch la mine. Vă rog din tot sufletul. Mâine ne uităm la serial acolo. Mâine seară. Pe la vreun 7, 8, cam așa. Cât o să ne uităm la serial? Depinde cât vreți și voi, cât vrem și noi, la ce oră. Pe la vreo 7, 8, cam așa. Adică să veniți voi de la școală, că știu că sunteți și de după amiază. Și de aceea am zis să pe la un 7, 8 să vină și ceilalți. Nu am cum să mai țin, pentru că uitați ce îmi fac. Mă bag non-stop la jail. Am avut promovare de făcut la băieții aceștia de pe Big Games, pentru că e chiar să mai ajutăm și alți oameni ca să vedeți voi servere și e și un beneficiu pentru mine pentru că sunt niște bănuți în plus. Nu e vina lor că se întâmplă lucrul ăsta. Oamenii sunt răi. Oamenii sunt foarte răi și ce serial? Sex Education. O să ne uităm la Sex Education. Și o să ne uităm și la film de groază. O să ne uităm mai multe. De acolo pe Twitch ne uităm, nu aici, pentru că acolo putem. La ora 8, la ora 8 o să încep live-ul pe Twitch. 8. La ora 8.
Five-am când? Five-am pe 25. Pe 25 o să fim live cu Five-am. N-am ce să mai continui, deja mi s-a dus totul. N-am cum să continui, deja uitați unde suntem. Nici nu știm dacă o să mai revină sau nu. Nu avem cum să facem chestia. Seara sau dimineața? 20.00, adică seara. Când e nunta Danela? Nunta Danelei o să fie... O să vă anunț live-ul de mâine, live-ul de mâine, de pe Twitch. Așa că să vă abonați acolo pe Twitch. Și... da, normal că salvez live-ul și vedem data viitoare ce o să se întâmple, de fapt. Nu, Laru, am voie să mă uit. Am voie pentru că sunt mai multe și alte persoane și de aceea m-am vrut să mă uit. Nu te găsesc pe Twitch, pe v-am lăsat aici. V-am lăsat Twitch-ul aici. Asta este Twitch-ul. Intrați aici. Și ne uităm mâine, ne distrăm și mâine să ne mai relaxăm un pic. Ne mai relaxăm un pic. Nu uitați, aveți serverul, aveți IP-ul serverului în descriere. Îmi pare sincer pentru ceea ce s-a întâmplat astă seară. Mă ia poca în brațe, mititelu. Mă ia în brațe. Îmi pare sincer, încă o dată îmi cer scuze pentru ceea ce s-a întâmplat, dar se mai întâmplă, nu avem ce să faci și nu o să fie totul perfect de fiecare dată. Deși mi-aș dori lucrul ăsta, nu o să fie niciodată perfect totul. Eu vă iubesc din tot sufletul, vă mulțumesc pentru susținerea voastră morală. Totul. Vă mulțumesc pentru tot, pentru donații, pentru tot. Aveți IP-ul serverului în descriere și tot ce vă trebuie aveți în descriere. Bine? Cât și Instagram-ul membrilor tot în descriere aveți. Normal că o să facem, dar avem niște promovări de făcut și după aceea ne întoarcem pe serverul privat. Ne întoarcem acolo și o să facem live pe serverul privat. Vă urez o noapte frumoasă, mâine succes la școală și ne auzim mâine seară pe Twitch, uitându-ne la serial. Eu sunt deja la episodul 2. Cei care l-ați văzut, vă rog frumos să nu dați spoilere. Bine? Ne auzim de seară ori la Sex Education, ori la un film de groază, depinde, voi alegeți. Bine? Vă las pe voi, prima oară vă las pe voi să alegeți ce vreți voi să ne jucăm. Să ne jucăm, la ce vreți să ne uităm mâine. Vă pup, vă iubesc, vă mai las încă o dată aici, Twitch-ul. Ne auzim mâine seară, vă doresc tot ce mai frumos și mâine nu te mari la școală. Bine? Bye, bye, vă iubesc din tot sufletul meu. Bye, bye! Bye! Kissii!